Мы живем в 21 веке, однако суеверных людей все еще можно встретить. Хоть многие в этом и не признаются, однако факт остается фактом. Ведь чуть ли не каждый, как только видит мертвое животное, обязательно плюнет 3 раза через плечо. И, конечно же, в этом люди не хотят признаваться. Интересно, суеверны ли наши звезды? Когда-то сон нюансы, на которые мы гендезик, Dacă s-a întâmplat ceva, este un semn. Înainte de a pleca într-o vacanță, mi-a apărat iarăși șed o minută și mă gândesc la acel spiriduș care sper eu că există și care totuși ne veghează pe noi în drumurile noastre ca să ne întoarcem cu bine acasă. Cred că da, uneori, nu prea mult și fără fanatism. Dacă stai la colț de masă, vei avea bărbat cu casă. Deloc, nu sunt superstițioasă și întotdeauna îmbrac așa ceva ce-mi place mie și socoteu de cuvință. Dacă vedeam că trece cineva cu găleata, mă opream și așteptam până scoate. Черная кошка, ну все, уверена, что что-то плохое произойдет. Сколько раз мы слышали эти слова, даже от взрослых людей. И это все потому, что многие люди считают, что черная кошка приносит беду. Atunci când trece o mâță neagră, soțul meu întotdeauna oprește mașina și așteaptă până când o să trece altcineva. Pisică neagră nu. Mie îmi plac pisicile și cele negre îndeosebi. Când îmi trece pisica drumul, prea mă așteptăm până nu trece cineva. Много слухов и обычаев существует в народе. Покажите нам человека, который считает, что его невозможно сглазить. Niciodată nu port brățări roșii sau ceva de genul. Nu știu, poate că mai degrabă e de ochii o pe alții. Cred în chestia asta, dar nu mă tem. Dar cred. Știu persoanele, pot să le recunosc, persoanele care au așa aură. Am pățit-o, m-au și de ochiat. Eu știam că bunica mea descânta într-o cană și spunea tatăl nostru, după aia trebuia să te dai cu ceva pe față.